Salut oameni, bun, bine ați revenit Ia, la Cariera cu valiza. Astra. Suntem în ianuarie. Valiza! Și luăm valiza ca să începem 2000. Iau pe a mai mare. Mersi, Edi 007, pentru că să minge Puma. Da. Da. Mulțumim. A, mersi, Edi 007, pentru aceste ghete. Mulțumim. Da. Fiată că mi-a... A, gata. Era tare. Iau pe a-l mai mare. Asta. Asta. Le-ai mai scumpă decât aia altă? Da. Da. Asta e cea mai mare. Asta e cea mai mare valiză. Financial support by you way of a... Deci, ăsta e miliardar. Stai. Ai luat-o? Nu. You can only use one per season. Ah. Ah, trebuie să-l semnăm pe Radonovic. Radonovic și Beg, cred că merge. Deci la vară vom avea bani. Poate nu se înregistrează și ne-am supărat. Mamă, dar ce să... Da. Da. Să nu uităm că avem pe Ajayi. Da. Nigerian. Oh, ăla e tare. Vreau să ne uităm așa, spre final de sezon regulat, ce face... Florin. Sheffield. Florinel Coman? Sheffield. La noi în țară. Da, la noi. E pe 3. E pe 3. Sheffield. CFR și FCSB sunt peste ei. Și Dinamo e în play-off. Poftim. 6. Bine, noi. Mai sunt câteva etape, vezi, poate ia viitorul. Sper să nu fie viitor. Și restul 19 puncte. Chindia pe ultimul loc. Sheffield pe 3. Trebuie neapărat să câștigăm cupa. Da, și fii atent. Formula de start va arăta așa. Ali Beck va fi vârful. Ali Beck. Vom juca cu... De ce? Begue. Nu! Ascultă-mă. Îi vom da o șansă lui Gheorghe. Gheorghe? Bruno va juca CDM. Ăsta este. Hai că am avut și victorii. Vom câștiga. Vitality Stadium ne așteaptă. Uite pe cine l-au ăștia. Pe Arnaut Ajuma Gronelevede. Fii atent că ne dă 4 babe asta. Arnaut. Nu, că noi îl avem pe Denis Alibec titular în... Stai că tu ești cu Danjuma. Ia mă, Danjuma. Păi da, ăla e Arnaut. Ăla e? Da, așa. Ia, hai să luăm pe Arnaut, Arnaut Danjuma. Arnaut Olavune Danjuma. Da. Ok. Fotbal. Messi. Gheorghe. Fii atent la Gheorghe. Uite ce știe Gheorghe. Dă-mi pula mea drumul la balon, Gheorghe. Jos. Este Willock și... Beg! Mie îmi place să zic Begue. Uite, vezi, un om titularizat de mine. Care dă gol în minutul 6. Sau 7 chiar. 7 chiar. Minutul 7, 1-0 pe Vitality Stadium, în cupă. Ca să știți că știu și eu să fac echipa. E importantă competiția asta pentru noi, mai mult decât pentru ei probabil. Da. Dar noi vrem în Europa League. Exact. Dacă Denis Alibek nu dă gol meciul ăsta, eu zic să-l vindem. Poate putem să-l luăm pe altcineva. Sigur găsim un youngster de vreo 7 milioane pe care îl luăm pe Alibek. Da, da, nu, Alibek nu cred că l-a mai mult de 1,5 milioane. N-a dat niciun gol. O să dea meciul ăsta. N-a dat niciun gol. Hamilton, și bine Chambers. E cu Beg. Beg. Iată. Adipo! Oh! Bară! E prea bară! Bun. Ce-i place poziția aia să șuteze. Ui, ce le dă cu stângul, e ireal. Bună, e bună pasa. Alibek. Hai, Denis Alibek! Eu să uiți la ei. Eu te înjură pe aia. Denis Alibek. Se înjura cu fanii adversarilor. Na. Denis Alibek. A rupt poarta. A rupt poarta cu drept. Poate... Da, mă, competiția lui cupa. Da? Competiția lui. Fii atent, da. Că o să fie golgheterul FA Cup. Da. Hai, Brooks, că... Bara. Anthony a lovit bara. Da. A șters bara acel șut. Rămâne 2-0 pentru Astra. Cupa aia noastră. Câștigăm cupa. Să vină cupa, să vină cupa. Primul trofeu. Să vină cupa la Astral. Enache. Enache. N-ai ce să-i faci la Enache. Pasă la pe un. Da, înțeleg. Pasă spate. Ușor. Brun. Foarte sigur pe el. Willock, eu zic că poți să încerci poarta. Joe Willock! Mamă, ce l-a bubuit pe ăla. Oh! Denis Alibek! Ce șut! Ce gol! Denis Alibek din întoarcere! 3-0. Denis Alibek! Care face o plecăciune? Ce din întoarcere, nici măcar n-a făcut preluare. Denis Alibek, incredibil. Alibek revine noul an mai puternic, 2020 anul lui, frate. Incredibil, ce plasament.
Wow! Alibek pusese pe contul său de Instagram 2020, anul meu, Premier League, here I come, Aguero. A fost făcută din McLaren. Da. Da. Aguero, I'm coming for you, brav, știi? Brav, da. De-astea. Două goluri pentru Denis Alibek în acest meci cu cei la Bournemouth și nu, chiar nu am scăzut dificultatea înainte să ne întrebați chestia asta. Bună pasă la pe un, nu prea mai are energie, se va opri în schimb. Gheorghe. Uite, l-am aici. Gheorghe! Oh! Gheorghe! Ce șut! Gheorghe, ce șut! Gheorghe, ce șut! Nu știu cam cu cine trebuie. Vali acolo. Gheorghe! Gheorghe rupe poarta. Cred că Vali îl cheamă. Îl cheamă cu V sigur, dar nu știu, cred că Vali ar trebui să-l cheamă. Era niște particule. Însă de ce? Ce a făcut Gheorghe? A fost cumva din afara careului? Da. Da! N-a șut. A, vai de capul meu! Da, zeu. Begue, Gheorghe și Alibek. Iată-l, iată-l. Jucătorii care nu au jucat. Iată-l. Aproape deloc până acum. Perfect. Plasat. Centru. Vali Gheorghe, cred că Vali îl cheamă. Mamă. Să ne uităm. Da. Îl cheamă Vuvuzela. Ce-a fost? Chambers? Alibek se luptă, uite-le, în defensivă. Dar de ce ai făcut tackle-ul ăla? Da, 4-0? Am greșit. Asta. Nu avem cu cine să jucăm fundaș central în gol. Am luat și gol. Să se dăm 10. Da. Până și eu. Până și eu. Avea timp să oprească, să intre pe ea în poartă, să ducă așa. Să facă braziliană. Să o țină pe picior așa până în poartă. Da. Orice. Da. 4 goluri le-am dat, dubla Alibek și trecem mai departe în cup. Asta e fără. Da. Biceanu, pleacă. La Biceanu. Revedere. La revedere. Tot. Îți zicem la revedere. Tot în... Tot la revedere. De ce se duc tot în Turcia? La revedere. Căci ai cam in Turkey, to work in Turkey. Dacă batem West Ham United, trecem peste ei. Da. Și am fi pe cel puțin, nu știu. I-ar fi superb. Am fost în formă. Ai dat două goluri nu, într-un meci. Nu. Și ești în formă. Ultima vreme am fost în formă. Mm. Nu mă ține pe bancă, șef. Va juca? L-avem pe Graovac, frate. A, da, Graovac, da. Da, corect. Graovac, jucător foarte ok. Și avem nevoie, crede-mă, stai puțin. Un lucru observ greșit. Gheorghe. Exact. Gheorghe trebuie să fie pe bancă. Căci a făcut foarte bine. Nu, eu l-aș pune... În locul lui Tuncara. Haideți să-l punem, da. Hai, pune-l în loc de Matei. În loc de Matei, da. A jucat extraordinar și de bine. Și aș prefera Matei în loc de Răduț. Zici tu? Da. Păi că Răduț a dat gol. Dar da, da, e Matei. Mai bun, e mai bun Messi. Matei, da. Corect, corect. La Gheorghe, parcă e mai rapid, dar 80 pace. Da, 80 pace. 400 weak foot, stângaci, dă-și cu dreptul. Dima vândut, am primit bani. Nu știu ce putem lua de banii ăștia, dar... Dacă strângem 10 milioane, cred că avem bani de adus un jucător măcar. Păi ăștia sigur îi batem, e tradiție deja. Da. Ăștia nu au mai bătut de secole. De când îi antrenăm noi. Da. Puști în formă. Nu fac. Am. Uite, la jumătate. Dar pe ăla tot acolo e. Ăla a rămas singur de la ei. Paul. Adi Paul. La uina. Nu, ba nu, este Ansu Fati. Ansu Fati către Ansu. Ia, Ansu face faza. Fii atent. A venit ca Messi. Ca poți să ia mingea ca Messi. Da, mai are puțin. Până la Rice. Mai are puțin. Mai are, da. Era inevitabil. Ai jucat mult prea bine. Felipe. Ai jucat mult prea bine, era inevitabil. Fix Felipe lovește. Era inevitabil. Hey. Trece și e Păun. Păun se duce pe partea lui. Care s-a consacrat. Păun. Se oprește. Acea oprire pe care o cunoaște. Mamă, ce pas! Budescu! Foarte frumoasă faza asta. Astra Giurgiu restabilește egalitatea cu Constantin Budescu. N-au de hateri. N-au de hateri, dar sunt doar fani. Că da. Suntem pe Marena. Corect. Marena. Sau era poate pentru Alibek? Se poate. Era de nu te aude nimeni Alibek că plângi de pe bancă. Însă foarte bine Ansu Fati și Budescu. Este 1-1. Și putem. Normal că putem. Patem. Graovac. Era golul carierei lui. Ăsta era. Acel moment. Acel moment când vocile au spus trage, mă. Uite-te cât de aproape. Dacă ar fi căzut mingea. N-a fost departe de loc. Zabaleta. Mai știe, mă.
Care apărinte repropilat și joacă mijlocaș defensiv? Da. Sunt fel de Mascherano acum. Da. Pe scurt, ce fotbaliști a avut Argentina? Și acum îl are pe Messi. Messi. Și că, da, ce au fost și ce au ajuns. Dar ne cam domine, iar. Da, dar centrări știu. Și am nicio șansă. Willock. Tamaș, curadul. Willock știe. Willock în situația asta este extraordinar de bun. Știe să avanseze. Ce greșeală îmi pasă lui Willock. Dar bine, stat Gomez extraordinar de bine. Ce? Ce a semnat? Un pic de fotbal. Constantin Budescu pentru arenă. Hashtag Giumbuș Lucari. Bă, nu suport, nu putem să le luăm mingea. Joacă da, măcar nu pasează ca City. În care nu mai știu ce să facă cu ea. Da, dar uite-l pe Zabaleta care a fost la City. Ce pasă. Bă, ce pasă, bă. Ți-am zis, mă, că n-a vrut să le luăm mingea. Da. E momentul. Nu, bă, Alibek. Bă, Alibek, ești un dement. Da, pierdem West Ham. Auzi ca foarte bine aici. Mai ales golul 2 a fost o bișterie către Haller. Și din prima n-am avut ce să le facem. Și noi trebuie să-i batem. Deja 10 puncte până la United. Da. Cupa rămâne cel mai important obiectiv. Da. Ce am făcut? Cu cine am picat? Ah, cu QPR. Da. Fenomenal. Din Liga a doua. QPR în 16-imi. I-am bătut în tur. Vor să-și ia revanșa pe Emirates. Exact, și din greșeală am uitat să-l băgăm pe Chambers. Da. Va trebui să ne apărăm împotriva lui Aubameyang. Cu Grout. Ezil. Tactic. N-am început. Pepe! Nicola Pepe! Nicola, qu'est-ce que tu fais? Nicola Pepe, qu'est-ce que tu fais? Apuităm? Bun Willock. Hey. Foarte bună pasa lui Matei. Îl ajută acolo Vali Gheorghe pe Fati. Gheorghe bară, nu se poate. Au dat și una, am dat și noi una. Doar că la ea a fost stupidă bară. Da. Budescu, e bună pasa, îl ajută Budescu în spate. Ce călcă? Bude! Bun, e ok, pasă, pasă. Da, șut în față cu Budescu. Ce? Fo, aproape acolo. Da, 0-0 la pauză pe Emirates. Hai mă să câștigăm, ne trebuie 3 puncte, că ne altfel nu mai avem nicio șansă. Ca apa ne trebuie. O să fim la jumătatea clasamentului, depindem 100% de cupă. Și nu e bine. Deloc acolo, un meci pierdut înseamnă gata. Bun, Matei, Budescu. Nu, care ce pas a dat ăsta. Hai! Bă, un! Adiță! Bă, chiar știe, bă, chiar știe, mă, să defineze. Și cu stângul. Doamne, cât de aproape a fost pe un. Doamne, cât de aproape. În sfârșit, o pasă bună pe sus. Nu. Deci era liber. A rămas prea mult mingea la ei, gen. Da, nu înțeleg. Ce păcat. Doamne, o zil. O zil jucând fotbal. Ciro Immobile. Poftim. Poftim! Poftim! Ce cu bancă? Ciro Immobile cu un control incredibil la Ozil care dă gol așa gen din șmecherie. Din fandoseală, efectiv. Ozil nici măcar n-a făcut preluare. Ozil este în topul formei lui. În vin 5 ani. Nu mă, le arată Tamaș. Ia gata-m. Stați mă așa. Dă un pas. Stați mă așa. Șut mă pe. Stați mă așa. Coi, o zile prea bun. Nu știe să deși cu capul. Da, foarte bună zile mea și ăsta. Pierdu Carlsen. Data viitoare City, cupă. Și poate și un transfer că avem câteva milioane. Ar fi momentul. Fatih se duce spre 80, o să fie primul nostru jucător de 80. Da. Și la vară mai vin câțiva, că trebuie neapărat. Prin câțiva vară vrem toți. Toți. Schimbăm toată echipa. Februarie e degeaba, dar o să pierdem toate meciurile dacă le simulăm. Uh-huh. Nu, o să ne concentrăm pe cupă sezonul ăsta. Mai mult nu se poate, asta e. O să fim la jumătatea clasamentului, că suntem departe de retrogradare, 10 puncte. Suntem destul de siguri acolo. Mai sunt destule etape de jucat. Da. 15 etape. Dar departe de top 6.
United păcat. E acolo. Aia e un pic sezon am greu. Încercat. E greu, băi, în Premier League cu Astra. E complicat. Uite, Budescu e pe 6, are 6. Mamă, e bine. Și Fati e pe 8, are, are pe 6. Are atât de multe cât are și Mane. Mane are 6, 16 goluri, da. Și 6 asisturi. Mane rupe zona asta. Wow. Sper că v-am avut acest video, nu uitați să stați un like acolo. Am atât. Pa, pa.